Valul de arestări continuă în Turcia după puciul eșuat din 2016, când mai mulți oameni din structurile de forță au încercat să răstoarne regimul. De atunci, președintele țării Recep Erdogan îl acuză pe clericul Gülen că a orchestrat întreaga operațiune și cere extrădarea sa din SUA. Potrivit informațiilor, peste 1000 de persoane au fost arestate într-o operațiune desfășurată în peste 70 de provincii, inclusiv capitala Ankara. Peste 77.000 de persoane au fost reținute, așteptând să le înceapă procesul după tentativa de lovitură de stat din 2016. De atunci, autoritățile au suspendat sau concediat în jur de 150.000 de persoane care lucrează la stat. Criticii lui Erdogan îl acuză pe președintele turc că se folosește de tentativa de lovitură de stat pentru a justifica măsuri de represiune împotriva opoziției. Autoritățile turce susțin însă că măsurile sunt necesare pentru a combate amenințările la securitatea națională.